dimineața și bine ați revenit la un nou vlog. Acum am mâncat și am venit la mare. Hai mami, să ți le dau și eu. Să uită la copilul ăla că are. Uite, iată imediat și le caută. Hai, bagă mânuțele. S-a adormit și vreau să pun pe prosop și să fac și un pic de plajă cât doarme el. Iar Cipri cu Matei fac aici castel de nisip. Rebela și mai este tare obosit, este prea de la 7, acum este 10 și un sfert. Am făcut și unghiile pentru concediu, sunt cu ojă semi. Eu mi le-am făcut, este prima dată când le fac ojă semi permanentă. Nu sunt ele perfecte, dar sunt mulțumită de ele și îmi plac foarte mult culorile. Așa le-am făcut și la picioare, le-am făcut roșu cu punticele albastre, acum sunt pline de nisip, nu se prea vede. Dar le-am cam de o săptămână așa și încă rezistă. Da, mami, da cu nisip. Hai, păi te acoperi tatu pe tine, vrei? Să te acoperi tatu pe tine. Nu, hai aici. Vrea să facă tatu ca ură. Faci tatu aici, așa. Ce faci, mami? Ce-a făcut tati? Te-a acoperit de nisip? Da. Acolo, în Gran Canaria. Măi, de ce scoți picioruțul? Ce? E rece. Stai, că aduce tati apa acum. Să duc pe nisip. Cine ți-a trezit? Eu am făcut baie în mare cât a dormit Denis. Am pus prosoapele chiar aici, aproape de mal. Să-l vedem. Și acum s-a trezit și vreau să-l lași pe el să se joace puțin în nisip. Să mai bag un pic în mare. Uite-l. Ce ai găsit? Ai găsit nisip? Denis! Denis, tăcu! Lasă, mami! Da, lasă! Uite că vine Simatei, a adus apă. Facem acolo o groapă mare, așa e, mami? Denisa! Ce-ai făcut, măi? Măi, ce-ai făcut? Mami, dă apă să-l gătesc. Vreau să clătim gurița. Da, mai da. Denisucule, nu mai păca nisip. Așa.
la Denis să mănânce niște paste cu sos și cu pește, fructe de mare. Ia, bine. Și Matei mănâncă tot paste. Îți bună, mami? Am prins un moment în care sunt singură și am zis să vă mai povestesc puțin despre concediu. Cipri cu Matei au plecat la piscină, iar Denis doarme de vreo oră și jumătate. Culmea că de când am venit aici nu a avut somnul mai lung de 30-40 de minute și acum doarme de oră și jumătate. A și plouat astăzi puțin și am stat în cameră și acum iarăși a ieșit soarele și i-am zis la Cipri să nu ne mai aștepte, să meargă ei la piscină și când se trezește o să mergem și noi acolo. Acum adie puțin vântul și este foarte bine pentru că zilele astea au fost foarte călduroase și parcă nu eram așa obișnuită cu clima, nu știu, aveam impresia că nu pot să respir, că nu bătea vântul deloc și mi este foarte bine că s-a mai răcorit. Da, astăzi am fost la mare, pe urmă am venit, am mâncat și în rest ne place, este frumos. În prima zi a fost așa mai greu un pic, Matei a fost foarte agitat. El așa este când mergem undeva, până nu explorează tot locul, nu are stare și nu voia să mănânce și nouă ne era foame de pe drum, pentru că pe avion, culmea că nu aveau nimic de mâncare, noi am vrut să mai comandăm ceva de pe avion și nu aveau nimic, doar apă plată pe care am primit-o gratis. Și am fost așa un pic agitați pentru că și el, lui se făcuse foame, adică am luat mâncare pentru ei sau am pentru drum, dar am ajuns destul de târziu la 5 și pe urmă am mai făcut cam o oră și jumătate cu autobuzul, cam așa o oră, oră și jumătate și când am venit am lăsat bagajele, am mers direct să mâncăm și el nu voia să stea, voia să vadă unde a ajuns, să mergem să vadă toate locurile. Am mers atunci să vedem și marea. Pe aici, după piscină, coborul este așa, 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 cum face Matei, așa, așa, așa. Și ajungem la mare și am mers atunci să vedem pe la ora 8 și băieții au făcut și baie atunci. Eu nu m-am băgat numai așa un pic picioarele. Oricum, eu cam trebuie să stau așa cu Denis. Prea am așa timp să vorbesc, să vă povestesc, mai mult îi filmez pe copii. Nu știu cât de interesante sunt pentru voi aceste filmulețe, dar pentru noi contează, pentru amintirea noastră, să ne facem noi amintiri frumoase de familie și să vadă copila și când vor fi mai mari. Da, cam atât. Mă duc să văd dacă s-a trezit Denis și să pregătesc un ghiozdan de acolo cu ce mai au pentru piscină și văd ce mai apuc să filmez și ne mai auzim zilele următoare. Apropo, vrem să mergem și cu vaporul într-o mini excursie pentru 2 ore și jumătate. Era și mai lungă pentru 4 ore, dar am zis că este cam mult cu copilașii, pentru că Matei, data trecută când am fost cu vaporul acum 2-3 săptămâni, când am fost în Germania cu vaporul, în Lindau, nu a avut stare deloc, deci nu a așezut un minut. O oră cât am fost cu vaporul, el nu a așezut un minut. Era când la parter, când la etajul 1, când la etajul 2, nu stătea locului deloc și acum am zis că ar fi cam mult 4 ore să n-aibă stare deloc. Da, și este și ceva submarin și vezi pești și ne oprim în port și vedem, nu știu când mergem acolo, mâine sau poi mâine, oricum o să mai filmez. Și cam atât, ne auzim mai târziu sau în alt vlog. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time.
starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking. Oh,